O viață întreagă a investit în oameni, la început cunoștințe și încredere, apoi bani cu scopul de a crea locuri de muncă decente, unde angajații să lucreze cu plăcere și implicit pentru a construi afaceri de succes. Hermann Victorov, inventator, om de afaceri, soț, părinte și mai presus de toate, un român evreu stabilit în Canada în 1976, susține cu perseverență promovarea investițiilor industriale care adaugă valoare produselor. Remarc în ultimul timp că se mai mișcă anumite lucruri, pentru că aduce investori străini într-o țară în care există o incertitudine din punct de vedere politic. Când există această incertitudine, un investor nu are să vină, nici eu n-aș veni. Până cine știe ce se va întâmpla mâine, cu ce idei vor veni. Cred că și fac, aș putea ca să fac un apel ca de la un om care, mă rog, a făcut ceva în România chiar după după Revoluție. Haideți, domnule, să ne punem împreună. Haideți să facem ceva. Haideți să creăm credibilitatea, că asta este problema numărul unu. Credibilitatea care este necesară pentru a face ceva și a atrage investori străini. Când a fost vorba ca să pun o fabrică în Wyoming, canadian, m-am dus în Wyoming, guvernatorul statului Wyoming m-a primit ca și cum aș fi fost, eu știu cine, De Gaulle sau cine altcineva care pe. Da, uite, aveți teren, aveți, vă asigurăm gaze, vă asigurăm, vă tragem curentul, punem transformatorul. În cadrul colegiului vom pune o disciplină specială pentru școlarizarea oamenilor și așa mai departe. Dar ce ăla a vrut ca să vândă Wyoming? Compania pe care a creat-o în Canada, Technophar, produce echipamente pentru fabricarea capsulelor tari și moi utilizate în industrii precum farmaceutică, alimentară, cosmetică. Firma a livrat astfel de mașini în 26 de țări din lumea întreagă. Înainte de a o vinde, peste 90% dintre angajații din Windsor, Canada, erau români. În țara sufletului său, România, Hermann Victorov a dezvoltat proiecte deosebite, punând în funcțiune mai multe fabrici. Este un prieten vechi al emisiunilor noastre pe care îl intervievăm cu plăcere, pentru că pledează pentru repunerea adevăratelor valori la locul meritat. Moderator de televiziune, ca și pe noastră, nu v-am auzit niciodată și nici nu cred că când nu voi auzi. Încep să stabilească cine este vinovatul. Înțelegeți? E și acuzator, și judecător, și executor, și așa mai departe. Păi, dar de unde ți-ai tu dreptul? Ca o persoană, mă rog, din televiziune, din ziare, ca să faci asemenea analize, să stabilești că l-a avut dreptate sau nu. Păi asta e treaba justiției. Dumneavoastră, ca producător la televiziune, faceți niște reportaje și prezentați niște lucruri pe care oamenii, nu există cineva în Canada din care îi cunosc eu, ca să nu știe cine este Sorin Burtea. Dar aici se varsă venin, unii împotriva altora, unul mai deștept decât altul. Am auzit pe un tinerel acolo care îl ia pe primul ministru și îl dă cu capul de pereți așa și pe urmă el îl dă afară. Vă închipuiți-vă dacă cineva din Canada ar spune ceva, așa ceva despre Harper sau când era Cretien sau când era Trudeau sau unul de la o televiziune. Nu l-ar băga în pușcărie, l-ar interna într-un spital de nebuni.